Ești bine venit, Anca. Bine v-am regăsit. Și ce, îți mulțumim că ne-ai adus acești frumoși. Dragilor, vă rog frumos să fiți cu minți, să știți că e emisiune în direct. O să fiți plătiți în morcovi, așa cum am povestit. Mamă, ce drăguț! Uite, măi. Uite, aici avem unul mai măricel. Cine ești tu? Cine e el, Anca? El nu are un nume, dar cu siguranță va avea cel mai frumos nume. Este mai măricel și l-am pus separat doar ca să înțelegem că ei, când mai cresc, preferă să aibă un spațiu personal. Când sunt mici, stau așa, unii lângă alții, se pupă, se ling. A, deci sunt teritorial cumva, sunt așa. Sunt foarte teritorial. Ce are acolo în... asta e o litieră? Da, e băiat mare, știe să facă la litieră, se duce în acel colț și face el ce știe el. Și are o sare sau un nisip, ce e acolo? Să aibă cușca curată. Este un așternut special pe bază de silicat, care absorbe foarte bine. A, ce frumos! Hai să mergem și la puiuți, că uite ce frumos. Să știți că băieții ăștia sau fetițele, nu știu ce sunt ei, verifică șurubel. Ei, nu, gata, scuză-mă, dacă tu nu vrei așa, o să iau pe altcineva. Cine vrea să vină la mine? Vrei tu? Nu vrei nici tu, așa, bine. Bă, ce drăguț sunt, doamne. Eu vreau să-i fac un cadou lui Lili. Nu, da, de ce fugi? Nu fugi. Lasă, vrei să vin eu să te ajut, șurubel? Nu, uite. Asta nici nu știa să dacă dormea, nici nu știa că... Lasă-mă, mă, pe mine. Eu adorm dimineața, adorm. Ca bebeluș. Ușurel. Hai, mami, stai, mă, iubitule. Mai țineți minte când am filmat odată un ID de Paște și făceam așa cu... Și făcea, dar ce faci așa? E ca și un copil, îl țin. Anca, voiam să te întreb, cât de potriviți sunt iepurașii ca animale de companie? Sunt, ce să zic, un must have. Sunt un must have. Și pentru copii și pentru noi. Pentru că sunt extraordinar de ușor de iubit și de îngrijit. Și cum vedeți, n-au cine știe ce nevoi speciale, exact. Nu găsim aici nu știu ce brizuri. Totul este simplu, le trebuie un spațiu. Exact, de ce avem nevoie în momentul în care vrem să ne luăm iepurași acasă? Ca să vă faceți o idee, aici la grădiniță, vârsta-i de 6 săptămâni. Voi aveți 6 săptămâni. Și acolo la adolescență avem 3 luni și jumătate. Măi. Da? Când sunt mici, stau mai mulți într-un loc, dar pe termen lung. Ne trebuie o cușcă, cam asta este o cușcă bună pentru un singur exemplar. Nu recomandăm 2 exemplare într-o un astfel de spațiu. Și dacă le cumpărăm cușcă, nu înseamnă că nu o să invităm să iasă afară din cușcă. Unde putem să lăsăm prin casă? Nu rod cabluri și papuci? Da, dai seama. La cabluri, nu. Cred că or să zică nu. Nu, dai un cablu bun. Da, știi ce văd aici? Nu, eu nu văd aici morcovii. Ei nu mănâncă morcovi. Când sunt mici... Ei sunt puși acolo, dar eu nu am văzut aici. Am făcut și piața. Avem mâncărică. Mănâncă morcovi ei. În afară de morcovi. Mănâncă ardei, mănâncă salată, am adus legumele de sezon, mănâncă pătrunjel, varză, dar nu în cantitate foarte mare. Da, deci trebuie să ne amintim să mai facem și cumpărături. Mâncarea de bază este fânul, adică această iarbă uscată. 80% din ce mănâncă este fix acest fân. Uite, o bebeluș și ce mănâncă. Și aceasta este o mâncare special concepută pentru puiuți în creștere, cu mai mult calci, cu mai multă proteină, ca să ajungă așa la 6 luni la maturitate, să ajungă iepurii foarte bine crescuți. E un fel de alăptat, Marvin. Da, nu știu dacă asta e metafora. Un fel acum. Da. Ți-ai zis că mă duc pe copii. Trebuie să avem grijă de ei să fie sănătoși și mă gândesc că ei pot să dezvolte și anumite probleme de sănătate. Nu? Sunt și situații când, nu știu, mai se îmbolnăvesc, dar avem veterinari și este foarte ușor să mergem punctual atunci când sunt într-o astfel de stare și să-i verificăm. Dacă le oferim ceea ce trebuie, să știți că nu avem mari bătăi de cap cu iepurii. În cazul în care îi ținem în curte, se pretează foarte, foarte bine pentru statul afară. Nu scapă printre... Cu garduri bune. Așa, vedeți cu gardul așa cum trebuie. Sapă pe... Avem și noi pe cineva care sare gardul de obicei. Iepurașul emisiunii, Bogdan, are o întrebare. Am o curiozitate, pentru că, apropo de probleme medicale, de fiecare dată când vine un specialist în platou, ne recomandă să mergem să facem control, ca să prevenim astfel de probleme. Cu iepurașii la fel, trebuie să-i ducem anual la control sau există vreo schemă de genul ăsta? Sau înainte să-i luăm, nu? Înainte să-i adoptăm? Nu. Cu
iepurașii este destul de simplu. Noi, ca și părinți de iepuri, știm care este comportamentul copilului nostru. Trebuie să-l observăm. Iepurele sănătos se linge tot timpul. Iepurele, se curăță, este extraordinar de atent la igiena lui. Ochișorii trebuie să fie deschiși, să nu aibă mucozități, scaunul să fie normal. Fix ca la copilul cu două picioare, așa mă uit și la copilul cu patru picioare. Da? Dar nu stau toată ziua pe la medic, că oricum iepurelui nu-i prea place să facă așa drumuri. E un animal teritorial și el se simte confortabil în mediul lui. Eu aș vrea să știu dacă iepurele poate fi crescut și cu alte animale de companie în casă, cățeluș sau pisică? Pisicuțe, cu păsări. Doar că la vârsta aceasta, când sunt foarte micuți, ar trebui cumva supravegheați. Dacă am un cățel energic și se înjoacă, s-ar putea să-i dea câte o lăbuță, atunci trebuie să fim atenți. Uite că sunt așa sensibili, dar ei pot să fie dresați? Da. Serios? Vin când îi strigăm. Da. Sunt niște copii foarte inteligenți, învață să facă la litieră, sunt foarte stricți așa cu igiena, v-am spus, învață să aducă mingea. Deci, iepurașul aduce mingea? Da, aduce mingea. Șuru, așa ai zis. Adu mingea. Nu poți să cred că l-ai botezat Șuru. Pe care dintre ei? Cu alb sau pe ăsta? Cu grie așa. Asta cu grie, Șuru? Da, seamănă un pic cu tine. Eu vreau să știu, ea o blăniță foarte, foarte frumoasă, dar mă gândesc că trebuie întreținută în vreun fel. Și mai presus de toate, lasă păr pe unde stau? Există două perioade de năpârlire, da. Când se schimbă blănița și trebuie să fim conștienți de acest aspect. Dacă avem copii, este foarte ușor să le lăsăm lor această îndeletnicire. Există perii și iepurii efectiv trebuie periați. Da, blănița trebuie îngrijită. Există și alte accesorii, de exemplu șampoane, dar șamponarea, să zic așa, nu este chiar pe placul lor și mai bine le îngrijim blănița perindu-l. Bogdan? Bine ai menționat-o acolo de copii, că toți copiii își doresc un iepuraș, dar mă întreb în calitate de părinte grijiliu ce sunt. Mușcă? E un pericol pentru copii să fie mușcați? Iepurele mușcă doar în situații extreme, când simte o durere acută sau o frică foarte mare. Da? Deci rar, foarte rar, un iepure să fie agresiv sau să sară el să te muște. Nu, exclus. Copilul o să vrea să doarmă cu el în pat, mă gândesc. Se poate chestia asta sau îl rănim dacă... Avem adulți care dorm cu iepurașii în pat. Serios? Da. Ce drăguț. Se urcă. Să știți că așa canapeaua nu reprezintă un munte pentru iepure. Iepurele ajunge pe canapeaua foarte, foarte ușor. Anca, încă una din cele 700 de întrebări care mi-au venit acum în minte. Cât trăiește un iepuraș? Care e speranța de viață? Pentru iepurașii pitici, speranța de viață este în jur de 8 ani, plus minus. Adică s-ar putea să avem exemplare, Doamne ajută, să treacă, să ajungă la 10 ani, la 11 ani. Depinde foarte mult de condițiile pe care le asigurăm, de mișcare, de afecțiune, de alimentație. Sunt mai mulți. Și se fac cât cel mare de acolo, nu? Acela are 3 luni și jumătate și devine adult cam în jurul vârstei de 6 luni. Dar până la 6 luni mai crește destul de puțin. Cam 500 de grame mai ia. Deci cam așa se fac de mari și așa sunt la, cât ai zis? 6 săptămâni? La 6 săptămâni. 6 săptămâni, mai frumos. Anca Ivan, îți mulțumim frumos. Cu mare drag. Mirași nouă, nu? Da. Mulțumim. Măcar pe șurubel. Pe șurubel, uite. Mergem la Bogdan acum.